Mai mulți artiști plastici din Râmnicu, Vâlcea, Pitești, Timișoara și București au participat în a doua jumătate a lunii septembrie la cea de-a cincea ediție a taberei de creație organizată la Brezoi, cu sprijinul autorităților locale. Vernisajul expoziției a avut loc în această săptămână într-un cadru restrâns din cauza restricțiilor impuse de autorități ca urmare a pandemiei de coronavirus. Însă iubitorii de frumos din Râmnicu, Vâlcea mai au la dispoziție aproximativ 10 zile dacă vor să viziteze expoziția. Mi-a plăcut că am putut să stau cu colegii și să lucrez. Am avut un timp al meu numai pentru lucru, însă peisajul a fost încântător, oamenii pe care i-am cunoscut aici. Am avut din București. Am venit cu mare drag aici. Este una din taberele în care m-am simțit bine. De ce? Pentru că am avut de toate. Am avut și seri de film prezentate de colegii noștri din Timișoara, am avut discuții chiar colocviale, interesante, tot, și s-a lucrat intens. Fiecare a făcut peste numărul de lucrări din sala de expoziție. Este o inițiativă demnă de toată lauda a primăriei din Brezoi și faptul că a continuat să susțină arta plastică românească contemporană prin intermediul acestei tabere, dar și pentru deschiderea deosebită pentru fenomenul cultural. Nu este cazul să amintesc aici de ceea ce se întâmplă în fiecare vară de câțiva ani de zile la Brezoi. Lucrările expuse acum la Râmnicu Vâlcea vor ajunge în patrimoniul orașului Brezoi, care deține deja o colecție impresionantă de tablouri realizate în timpul taberelor de creație din ultimii ani. Până acum avem cam 150 de lucrări de artiști foarte importanți care au venit din toată țara. De fiecare dată am avut cât mai mulți artiști maestri renumiți, dar și câțiva tineri promițători. Lucrările realizate în cadrul taberei de creație de la Brezoi sunt expuse timp de două săptămâni pe simezele galeriei Cozia Pasaj 2 din Râmnicu Vâlcea.